Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe Fabrica de Permise. Astăzi voi discuta despre emoțiile de la traseu. Ce poți face ca să le diminuezi, pentru că de scăpat de ele nicio șansă. Și ce trebuie să faci în timpul examinării și ce trebuie să nu faci în timpul examinării pentru ca mai apoi să fii declarat admis sau admisă. Păi, în primul rând, dragilor, doresc să vă spun că nu există o pastilă magică pentru a scăpa de emoții. Și lucrul ăsta nu face decât să mă bucure, pentru că până la urmă asta e esența noastră, esența noastră umană. Trebuie să învățăm să ne acceptăm așa cum suntem, și cu rele și cu emoții, bineînțeles. Ce putem să facem, în schimb, este să învățăm să le stăpânim și să învățăm să nu ne lăsăm copleșiți de ele. Am sintetizat în 20 de puncte sfaturile pe care urmează să vi le dau și ce trebuie să faceți și să nu faceți, astfel încât să luați cât mai ușor traseul și să scăpați de emoții într-o măsură în care să puteți controla voi rezultatul final. Bun, și o să încep cu primul punct și cel mai important: nu te grăbi sub nicio formă. Da, graba strică treaba, dragilor. Și din dorința voastră de a arăta domnul examinator ceea ce știți voi să faceți, că știți să mergeți destul de repede, că știți să vă asigurați mai repede decât o faceți în mod normal în timpul orelor cu domnul instructor, o să faceți lucrurile în mod greșit. Și atunci, sfatul numărul 1 este să nu vă grăbiți sub nicio formă. Prefer să veniți cu 3 puncte de penalizare sau să vă dea de câte 3-4 ori 3 puncte de penalizare pentru că ați mers încet spre foarte încet, decât să vă grăbiți și să nu puteți voi controla ce se întâmplă în timpul examinării. Deci, de reținut, primul și cel mai important punct este: nu te grăbi sub nicio formă. Ai 25 de minute în care, între ghilimele, trebuie să tragi de timp, da? Și să faci tot ce ține de tine. Bun. Punctul numărul 2: păstrează calmul pe tot parcursul examinării. Această stare trebuie să vină din interiorul tău și trebuie să-ți impui acest lucru. Este foarte important să fii calm sau calmă și să-ți impui singur sau singur acest lucru. Da? Trebuie de la început, cum te-ai urcat în mașină, primul tău gând este că trebuie să fii foarte, foarte calm. Nu trebuie să te enervezi în nicio formă, indiferent de ce se va întâmpla pe traseu, pentru că vor fi cu siguranță situații imprevizibile, pietoni care pot traversa prin loc nepermis sau mașini care îți vor tăia calea, și acestea sunt momentele în care tu trebuie să fii cât de calm poți tu. Dacă pentru o secundă ți-ai pierdut calmul, urmează să faci greșeli și greșelile vor fi în lanț. Automat vor duce la pierderea examenului. Punctul numărul 3: învățați să aveți mai multă încredere în voi, dragilor. Dacă voi nu aveți încredere în voi, atunci cine poate să aibă? Sunteți capabili de lucruri minunate, dragilor, doar că o parte dintre voi încă nu conștientizați acest lucru. Învățați să vă acordați mai mult credit și cu siguranță acest examen va fi unul dintre cele pe care voi îl veți promova cu brio. Având încredere în voi, în ceea ce ați fost învățați să faceți în timpul orelor de condus cu domnul sau cu domnul instructor, lucrurile vor decurge natural și nimic nu vă poate opri. Mă repet, una din condițiile esențiale este ca voi să aveți încredere în voi,
în ceea ce știți voi să faceți, în ceea ce voi sunteți mai mult ca sigur capabil să obțineți, și atunci lucrurile vor decurge în mod natural în favoarea voastră. Punctul numărul 4. Nu mai puneți inutil presiune pe voi, dragilor. Există suficientă presiune pe voi din surse externe, de la părinții voștri, de la iubitul sau de la iubita, de la frați, de la surori. Toată lumea are așteptări foarte mari de la voi. Și de ce nu? Și voi trebuie să aveți așteptări foarte mari de la voi. Dar încercați să eliminați această presiune care vă înconjoară. Da? Este un examen ca oricare altul. Nu este nimic în plus față de un alt examen. Într-adevăr, decât durata foarte mare de așteptare, da, de 4-5 luni până când ai traseul. Dar învățați să nu mai puneți presiune pe voi. Foarte mulți dintre voi, în condiții de presiune, nu funcționați cum trebuie. Și atunci, asta este una din condițiile esențiale pentru ca examenul să decurgă cât mai ușor pentru voi. Punctul numărul 5, dragilor. Fă tot ce ține de tine acum, când ai examenul, nu peste 4 luni, 4 luni jumate sau 5 luni, când vei putea din nou să dai traseul. De foarte multe ori aud această discuție între elevi. Asta e, dacă nu iau acum, dau peste 4 luni din nou, nu iau nici atunci, mai dau încă o dată, nu este nicio problemă. Ceea ce până la urmă este adevărat. Dar dacă voi puteți să vă concentrați, dacă voi puteți să dați tot ce este mai bun din voi în momentul ăsta, adică acum, când aveți examenul, astăzi, nu peste 4 luni jumate, atunci de ce să nu o faceți acum? Este ok să știi că poți să mai dai încă o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori. Dar faceți tot ce ține de voi în momentul actual, în momentul ăsta. Ăsta este momentul vostru. Punctul numărul 6. Înainte de a pleca efectiv de pe loc, inspiră adânc, trage aer puternic în piept și dă-i drumul încet, liniștește-te și calmează-te. Pornirea de pe loc este foarte, foarte importantă. Primele 5 minute sunt esențiale, dar nu vitale, dragilor. Și o să vă spun imediat despre ce este vorba. Odată ce ai inspirat și te liniștești, primul lucru pe care îl faci la pornirea de pe loc este să faci socul, scaun, centură, oglinzi. Ai scăpat de 3 puncte de penalizare. Mulți dintre voi, dragilor, nu conștientizați că puteți din primele secunde, din primul minut al examinării, să pierdeți examinarea. Și o să vă spun imediat despre ce e vorba. Ți-ai făcut socul, ai scăpat de 3 puncte de penalizare. Din cauza emoției, da? Dai să pleci de pe loc și cel mai probabil o vei face dintre două mașini staționate ca și tine, pregătite tot pentru examen, și ai uitat să eliberezi frâna de mână. În momentul acela vei primi 3 puncte de penalizare. Dacă persiști în această greșeală și nu-ți dai seama că ai dat să pleci de pe loc cu frâna de mână activată, în secundele următoare ți se va opri motorul și încă 5 puncte de penalizare. Deja 8 puncte de penalizare, și asta într-unul dintre cele mai bune scenarii. De ce spun într-unul dintre cele mai bune scenarii? Pentru că există posibilitatea ca în momentul în care te-ai pus în mișcare de pe loc, pentru că domnul examinator ți-a zis când ești pregătit să pleci de pe loc, există posibilitatea să nu fi semnalizat stânga, pentru că trebuia să pleci în stânga, și să nu te fie asigurat în dreapta, în același timp putea să plece o altă mașină de examinare în același timp cu tine.
și vei mai primi încă 6 puncte de penalizare cu 9 puncte neasigurarea. Da? Și ai odată 8 puncte cu încă 6 puncte că nu ai semnalizat, 8 cu 6 ai 14 și încă 9, 23 de puncte de penalizare. Nu ai apucat efectiv să pleci de pe loc și deja ești picat. Am vrut să vă prezint și un scenariu foarte realist de altfel, chiar dacă pare foarte negru, sunt situații care s-au întâmplat în timpul examinării, cum de altfel sunt situații în care un elev sau o elevă a dat să plece de pe loc în timpul examinării și s-a oprit odată motorul, i s-a oprit și a doua oară până să plece din poligon și a treia oară deja a plecat cu 15 puncte de penalizare handicap, dar, surpriză, a reușit să se monteze și să fie foarte atent sau foarte atentă din momentul acela și s-a întors înapoi în poligon cu calificativul admis, da? Și a luat permisul. Sunt situații rare, spre foarte rare, ce este drept, dar s-au întâmplat. Punctul numărul 7. Fă în așa fel încât foarte puțină lume să știe că tu ai examen în ziua respectivă. Eventual decât cei foarte, foarte apropiați. În acest fel, nu vei fi mult mai relaxat sau relaxată, da? Și bineînțeles vei evita telefoanele de după examen. Ce faci? Ai luat? Nu ai luat? Da? În primul rând vei fi mult mai relaxat sau relaxată. Da, este foarte important să știe cât mai puțină lume că tu ai examen în ziua respectivă. Este foarte important și acest punct, dragilor. Punctul numărul 8. Fiți foarte atenți la comenzile doamnei sau domnului examinator. Trebuie să înțelegeți că din moment ce v-a dat o comandă și voi nu spuneți nimic, dragilor, dânsii consideră că voi ați înțeles acea comandă. Faptul că voi nu respectați comanda doamnei sau domnului examinator duce la depunctarea voastră cu 6 puncte. Așadar, unde aveți un mic semn de întrebare, întrebați, vă rog frumos, repetați comanda. Dar încercați să faceți acest lucru înainte de intersecția respectivă, de exemplu. De exemplu, eu acum vreau să mă întorc. Deci degeaba întreb domnul examinator, vă rog frumos, repetați comanda când el mi-a zis să fac la dreapta, la următoarea intersecție și eu deja sunt în plin sens giratoriu, urmează să intru și nu mai pot să respect indicația domnului sau doamnei polițist examinator. Mă repet, este un lucru foarte important, trebuie să dați la o parte rușinea, să lăsați rușinea deoparte și să întrebați. Vă rog frumos, repetați comanda. Și bineînțeles, domnul sau doamna examinator o să vă repete comanda. Punctul numărul 9. Gândește în permanență. Învață să ai mintea ocupată într-un mod benefic. Da, în urma comenzii primite de la domnul examinator, ți-a spus la următoarea intersecție să virezi la stânga. Gândește în permanență ceea ce ai de făcut. Mi-a zis să virez la stânga. Cui trebuie să-i dau prioritate? Celor din dreapta. Unde sunt? Pe banda 2. Unde urmează să mă încadrez? Tot pe banda 2, ax la ax. Da, gândește în permanență ceea ce ai de făcut. Nu când ai ajuns direct în acea intersecție, te trezești deodată că trebuie să faci viraj stânga și nu știi ce și cui trebuie să acorzi prioritate, dacă trebuie să acorzi sau nu prioritate cuiva. Întotdeauna gândiți ceea ce aveți de făcut, pentru că este foarte, foarte, foarte important. Punctul numărul 10. Indiferent de greșeala pe care o faci, fie că o conștientizezi sau nu, ți s-a oprit motorul, de exemplu, sau nu ai semnalizat, nu intra în panică, nu te gândi, gata, mamă, am pierdut examenul, mi s-a oprit motorul sau n-am semnalizat, ce a fost în capul meu, ce am putut să fac,
nu mai fiți atât de negativiști. Nu mai gândiți într-un mod atât de negativ. Luați presiunea aceea de pe voi și dacă până atunci nu ați fost atenți, încercați și faceți tot posibilul ca din momentul acela, momentul în care ți-a oprit motorul, să faci lucrurile cum trebuie. Să fii foarte atent dacă până acel moment nu ai fost. Nu este un capăt de țară, dragilor. O oprire de motor se depunctează cu 5 puncte. Dar faptul că te lași copleșit de emoții și de gânduri negre, din momentul acela urmează să faci și alte greșeli. Și din păcate, aceste greșeli care urmează să le faceți vor fi în lanț. Și acele greșeli care vor urma oprii de motor vor fi cele care cumulate vor duce la pierderea examenului. Nu greșeala inițială de 5 puncte. Învățați să aveți mai multă încredere în voi și odată ce ați făcut o greșeală, da, că se poate întâmpla oricui, faceți în așa fel încât să vă concentrați din momentul acela dacă până atunci nu ați făcut-o. Și nu vă mai gândiți la ce este cel mai rău în momentul acela. A, da, am pierdut examenul, ce mă fac, ia uite ce am făcut, nu-mi vine să cred. Nu. Calmați-vă. Trageți din nou aer în piept și luați-o de la zero. Până în momentul în care nu s-a terminat cele 25 de minute, 30 de minute de examinare, voi în cap nu trebuie să aveți în niciun moment că sunteți respinși sau că ați pierdut examenul. Până când nu v-ați dat jos din mașină cu dosarul în mână, nu știți acest lucru, dragilor. Așadar, calmați-vă și faceți ceea ce ține de voi din momentul acela. Greșelile de după oprirea motorului, de exemplu, sunt cele care vor duce la pierderea examenului. Nu greșeala inițială de 5 puncte. Punctul numărul 11. Fii cea mai bună versiune a ta. Cea mai calmă, cea mai calculată, da? Și fă tot ce ține de tine în timpul examinării. Fii tu cel mai bun, da? Versiunea ta cea mai bună. Pentru ca mai apoi să nu ai regrete. Să nu spui după examinare puteam mai mult, uite, traseul a fost destul de ușor, dar faptul că nu am fost atent, nu am văzut pietonul. Fii cea mai bună versiunea ta în orice moment și vei avea numai de câștigat. Punctul numărul 12. Adoptă o poziție corectă la volan, da, cu spătarul drept, mâinile să aibă un unghi și foarte important, nu stați cu mâinile încordate, cu mâinile strânse pe volan, să strângi volanul foarte, foarte, foarte tare, pentru că ai impresia că în acest mod tu controlezi mai bine situația. Da? Stați cât mai relaxați, mâinile să fie relaxate, pentru că dacă stați foarte încordați la volan, da, stau cu mâinile strânse pe volan, vă consumați foarte, foarte, foarte mult și fizic și psihic. Și credeți-mă pe cuvânt că nu este bine ceea ce urmează să întâmple. Da? Adoptați o poziție corectă și firească la volan, cât mai relaxată. Dacă sunt relaxat la volan și urmăresc ceea ce se întâmplă în față, asta nu înseamnă că nu sunt atent. Punctul numărul 13, dragilor. Nu forțați niciodată, dar niciodată, intrarea în intersecții, inclusiv în cele cu sens giratoriu, la treceri de pietoni, mai ales unde nu aveți vizibilitatea din stânga și din dreapta. Nu forțați culoarea roșie a semaforului. Toate acestea duc la 21 de puncte de penalizare direct, picați. Da? Niciodată nu mai spuneți că aveți timp să intrați într-un sens giratoriu, de exemplu, pentru că mașina din stânga care s-a apropiat de voi era la 10-15 metri, pentru că nu știi
cum gândește domnul sau doamna examinator și pe bună dreptate, de cele mai multe ori, îți va călca frâna să nu pătrunzi în intersecție, în cea cu sens girator la care făceam referire, pentru că mașina care deja era în sensul giratoriu avea prioritate față de tine care urma să pătrunzi și în momentul acela vei fi declarat respins automat 21 de puncte. Da? Nu mai forțați lucrurile, dragilor, nu vă mai grăbiți. Urmează să acord prioritate într-o intersecție. Stau și mă asigur temeinic când consider eu și sunt sigur 100% că pot să pătrund, atunci o voi face în condiții de siguranță și pentru mine și pentru ceilalți participanți la trafic. Nu mai plecați de la premisa că aveam timp să intru până venea mașina din stânga. Pentru că forțați lucrurile și în acest fel veți reveni iarăși peste 4 luni jumătate, 5 luni. Sau la trece de pieton unde nu ai vizibilitate și din stânga și din dreapta. Lăsați-o mai încet, reduceți viteza, eventual intrați cu ambreiajul la podea, piciorul pe frână, pregătiți să frânați, pentru că nu știți, dragilor, ce se află după mașinile parcate până în trecerea de pietoni. Poate să fie un copil. Și atunci nu mai aveți timp să reacționați. Mare, mare grijă. Punctul numărul 14. Mergeți încet pentru a avea timp să observați și indicatoarele și marcajele. Să aveți suficient timp să gândiți semnificația lor. Ce obligație aveți sau nu în următoarea intersecție. Nu mai mergeți cu viteză, dragilor. De multe ori 40, 45, 50 de km pe oră este o viteză foarte mare pentru voi, pentru că nu aveți timp să observați indicatoarele sau marcajele. Este foarte, foarte important să mergeți încet, să aveți timp să observați și indicatoarele și marcajele, să aveți timp să gândiți semnificația lor, ce trebuie să fac aici, cui trebuie să acord prioritate în următoarea intersecție și cui nu. Merg cu viteză, toate aceste lucruri le voi rata și implicit se vor crea situații imprevizibile pe care nu o să puteți să le mai controlați. Prefer, mă repet, să veniți cu 3 puncte de penalizare sau cu 6 sau cu 9 de puncte de penalizare pentru că ați mers în mod nejustificat foarte încet, decât să luați 5 puncte de penalizare și imediat după aceea 21 când ați acordat prioritate vehiculelor care aveau acest drept, de exemplu. Punctul numărul 15. În timpul executării manevrelor, da, parcarea laterală cu spatele, mersul cu spatele, întoarcerea din 3 mișcări, sub nicio formă nu mai intrați în panică. De exemplu, când execut manevra de întoarcere din 3 mișcări, da, nu mai intrați în panică atunci când se apropie mașini din stânga și din dreapta. De cele mai multe ori vin până lângă voi, ba mai mult de atât, și claxonează și sunt foarte agresivi. Pentru că voi, înainte de a începe manevra de întoarcere din 3 mișcări, de exemplu, m-am asigurat față-spate, am semnalizat, m-am pus în mișcare. Fiind începător, o facem într-un mod destul de încet și la un moment dat ne surprim mașini din stânga și din dreapta. Noi în prealabil ne-am asigurat, dragilor. După aceea au apărut mașinile din stânga și din dreapta. Din moment ce stau acolo ca voi să executați manevra, poate să claxoneze, poate să facă cum vor ei. Voi trebuie să fiți calmi, să gândiți ceea ce aveți de făcut și să o faceți în ordinea firească și corectă a lucrurilor. Adică, semnalizez dreapta, că dau cu spatele înspre dreapta, ocuplez în teata marșalier, dau drumul la ambreiaj, înainte de a pleca de pe loc, mă asigur stânga-dreapta, am ajuns lângă bordura din stânga, din spate. Semnalizez stânga, cuplez în dreapta întâia, înainte de a pleca de pe loc, mă asigur stânga-dreapta. Mă repet, este foarte important să vă păstrați calmul și echilibrul interior, indiferent de cât de agresivi sunt cei din stânga și din dreapta și de cât de nerăbdători sunt ei ca să plece de pe loc pentru că i-ați încurcat.
odată ce au ajuns în postura aceea și vă așteaptă și nu au pe unde să treacă, credeți-mă pe cuvânt că nu vor face. Și atunci, faceți lucrurile cum ați fost învățați, în ordinea corectă și firească, pentru că o semnalizare nepusă va duce la depunctarea voastră cu 6 puncte și faptul că ați plecat de pe loc tot la fel din maneva din toată de mișcări, despre asta vorbeam, va duce la penalizarea voastră cu 9 puncte. Voi plecați de acolo cu un handicap de 15 puncte cel puțin de penalizare. Și drăguții aceia care vă claxonau pe voi pleacă în treaba lor liniștiți. Și poate voi chiar de alea 15 puncte de penalizare nu mai aveați nevoie ca să luați calificativul admis. Știu, este dureros, dar odată ce v-ați apucat să faceți o manevră și claxonează, și știu că cazurile astea sunt foarte multe și foarte dese în ultima perioadă, în timpul examinării, încercați să le faceți în ritmul vostru, semnalizați, asigurați-vă și poate să facă în tot felul, să claxoneze, să vă înjure. Nu-i băgați în seamă, dragilor. Trebuie să fiți ca tancul rusesc. Mergeți înainte. Punctul numărul 16, dragilor. Chiar dacă domnul sau doamna examinator ridică puțin tonul, pentru că, de exemplu, sunteți la intrarea într-un sens giratoriu și stați mai mult de un minut, două, trei, pentru că trec mașini în continuu și considerați că nu aveți timp să pătrundeți în siguranță. Chiar dacă domnul sau doamna examinator ridică puțin tonul, haideți, vă rog, putem să intrăm și noi astăzi, de exemplu, da? Ne grăbim și noi? Mai intrăm astăzi? Dau un exemplu. Nu intrați, dragilor, sub nicio formă în panică. Voi deja stați acolo de un minut, două, trei. Aveți destui nervoși și în spatele vostru care cu siguranță încep să vă claxoneze. Faptul că domnul sau doamna examinator ridică puțin tonul sau își schimbă puțin tonalitatea. Când plecăm astăzi de aici, dacă grăbiți lucrurile în momentul acela, mai mult ca sigur, veți pătrunde în sensul giratoriu și nu veți acorda prioritate. Și atunci ce credeți că va urma să se întâmple? Da, direct picați 21 de puncte, neacordare de prioritate în sensul giratoriu. Știu, sunt situații reale în trafic, se întâmplă ca să te apropii de o intrare în sensul giratoriu. Și pentru noi ca șoferi experimentați, de multe ori este dificil să intri pentru că se circulă în coloană și atunci trebuie să-ți calculezi foarte bine pașii. Dar mai ales voi, ca și începători, se pleacă de la premisa că sunteți începători și nu aveți niște reflexe bine formate, inclusiv cu plecarea de pe loc mai rapidă. Practic ești în timpul unui examen și nu știi cum judecă acea fază domnul sau doamna examinator. Nu are rost să forțați lucrurile. Mă repet, știu foarte bine prin ce treceți marea majoritate dintre voi. Știu că stați acolo de 2, 3, 4, 5 minute și cei din spatele vostru vă înjură și vă claxonează și deja sunteți stresați. Și mai știu că o parte dintre domnii sau doamnele examinator, pentru că stai acolo de 2, 3, 4, 5 minute și n-ai reușit să pătrunzi în acea intersecție, își vor schimba puțin tonalitatea și automat vor crea o presiune suplimentară pe tine. Dar păstrați-vă calmul. Încercați să fiți cât mai luciți și în acel moment și nu forțați intrarea, dragilor, pentru că veți fi depunctați cu 21 de puncte minim dacă mașinile vin într-una și nu aveți timp să pătrundeți. Când puteți voi să o faceți, o veți face în condiții de siguranță.
Punctul numărul 17, dragilor. Fă tot ceea ce ai fost învățat sau învățat în ordinea firească. Fă-le în ritmul tău, pe rând, nu toate deodată. Asigură-te că prima dată și prima dată ții cont de direcție, asigurare și semnalizare, da? Încercați să faceți și să puneți în practică ceea ce ați fost învățați în timpul orelor cu domnul instructor. Și faceți-le în ritmul vostru, nu trebuie să demonstrați nimănui nimic, nu trebuie să grăbiți sau să forțați lucrurile, pentru că nu o să vă iasă, dragilor. Da? Voi trebuie doar să demonstrați domnului examinator că știți să conduceți o mașină pe drumurile publice și că nu vă asumați riscuri inutile. Că știți să vă asigurați în permanență, că sunteți în stare să vă mențineți mașina pe direcția de mers dorită. Că dați prioritate tuturor vehiculelor și pietonilor care au acest drept. Asta trebuie să demonstrați voi, domnului polițist examinator. Așadar, fă lucrurile care ai fost învățat, în ordinea firească și corectă, și nu încerca să le faci toată deodată, da? Urmează să intru într-un sens girator la care o să virez la dreapta, semnalizez dreapta, bineînțeles, cu 50 de metri înainte, sunt în treapta a doua și când ajung efectiv în sensul giratoriu, atunci o să iau ușor de volan dreapta. Le fac pe rând, în ritmul pe care eu pot să-l controlez și nu încerc să fac lucrurile mai repede decât pot să le fac eu în mod normal, pentru că nu o să-mi iasă și o să fac greșeli. Și nu sunt de dorit, dragilor. Punctul numărul 18. Fă tot posibilul și stăpânește-ți emoțiile. Este normal și firesc să ai emoții, pentru că de-aia suntem oameni. Dar dacă te lași copleșit de ele, este clar că pici examenul. Cauza peste 90% din examenele pierdute la proba practică se datorează emoțiilor și faptului că nu suntem în stare să ne stăpânim emoțiile. Atunci când intră un domn polițist examinator în autovehicul și se pune în dreapta noastră, în marea majoritate a cazurilor, când îl vedem în dreapta noastră, îmbrăcat în polițist, instantaneu ne apucă emoții. Și astea sunt momentele cheie, dragilor, în care o mică parte, din păcate, dintre voi se stăpânesc și fac ceea ce știu, ceea ce au fost învățați și o fac într-un mod corect și foarte, foarte bine și bineînțeles vor fi declarați admiși la sfârșitul examinării. Cealaltă parte, care din păcate este cea mai mare parte, din momentul în care au fost cuprinși de emoții, nu reușesc să se stăpânească și automat greșelile vor veni și vor veni în lanț și vă pierde examenul. Punctul numărul 19. Nu încerca să repar ce nu mai poate fi reparat. De exemplu, domnul examinator ți-a dat comanda la sensul giratorul tu să ieși pe prima ieșire și din cauza faptului că ești mai emotiv sau nu ai fost atent, chiar nu mai contează cauza, tu alegi să te duci pe a doua banză, să semnalizezi stânga și chiar vrei să faci virajul la stânga, să ieși pe a treia ieșire, de exemplu. În acel moment, domnul examinator îți va atrage atenția. Vedeți că v-am spus să ieșim pe prima ieșire și dumneavoastră v-ați încadrat pentru a treia ieșire. Și o parte dintre voi încercați să reparați greșeala, adică să reveniți pe banda 1, pe prima ieșire, ca să refaceți dorința domnului examinator. În acel moment, mai mult ca sigur, voi fi pe banda 2 și vreți să treceți pe banda 1, să vă duceți pe prima ieșire, o veți face fără semnalizare, cel mai probabil și fără asigurare,
deja 15 puncte și dacă mai aveți și ghinionul ca pe respectiva bandă să fie o mașină, nu o să-i acordați prioritate. Încă 21 și tot așa și tot așa. Și ceea ce inițial era decât de punctat cu 6 puncte, da, s-a transformat într-o catastrofă. Da? A dus la 40, 50, 60 de puncte de penalizare. Nu încercați să mai reparați astfel de greșeli, da? Odată ce v-ați zis să ieșiți pe prima ieșire și voi v-ați încadrat pentru a treia ieșire sau pentru a doua ieșire, da? Încercați să vă mențineți direcția de mers aleasă de voi. Veți pleca într-adevăr cu 6 puncte de penalizare pe respectivul sector de drum, dar în continuare șansele voastre rămân și rămân intacte. Și am ajuns și la ultimul punct, punctul numărul 20. În timpul examinării să fii pregătit și la cele mai negre scenarii. Da? În funcție de sectorul de drum pe care ești tu. Pentru că mai tot timpul și marea majoritate a șoferilor, când vor vedea mașina de școală cu caseta de examinare, vor încerca, dragilor, să vă depășească și prin stânga și prin dreapta, da? Așteptați-vă ca momentul în care voi trebuie să primiți prioritate să nu vi se acorde, pentru ca voi să nu aveți mari surprize și neplăcute. De exemplu, merg înainte, sunt pe un drum cu prioritate, mă asigur pentru mine stânga-dreapta, eu sunt conștient pe ce drum mă aflu, dar pentru mine mă uit în stânga și în dreapta, poate mașina din dreapta nu vede stopul sau vede stopul, dar nu-i ține efectiv frâna în acel moment, chiar dacă este de bună credință, și atunci văd că intră efectiv pe sensul meu de mers, știu ce am de făcut, intervin asupra ambreiajului și a frânei și mă opresc în condiții de siguranță. Sunt situații foarte imprevizibile în trafic, zi de zi, și bineînțeles le veți regăsi și în timpul examinării. Diferența o face modul vostru de abordare pentru fiecare situație în parte, ce știți că aveți de făcut, cum reacționați. Dragilor, astea au fost cele 20 de puncte pe care mi le-am notat de la cursanții mei și nu numai. Sper să vă fie de un real folos și zic eu că dacă țineți cont de ele, șansele voastre cresc considerabil. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați, dragilor, și bineînțeles puteți distribui conținutul acestui canal pe rețele sociale. În acest fel mă ajută și pe mine munca pe care o fac. Mult succes tuturor celor care urmează să intre în examen la proba practică. Numai bine!